Un soldat rus a fost reținut în Rusia după ce a înregistrat un videoclip cu abuzul sexual asupra unui copil. Imaginile au fost difuzate chiar de militar, care le-a trimis unui prieten din Rusia. Victima este o fetiță de doar un an pe care, după abuz, bărbatul ar fi împușcat-o. Pe data de 9 aprilie, un soldat rus, Alexei Bicikov, a fost reținut în Rusia după ce a înregistrat un videoclip cu abuzul sexual asupra unui copil. Scrie Vot Tac, un canal de televiziune din Belarus care emite și în limba rusă, citat de ediția în limba rusă a The Insider. Cu o zi mai devreme pe Twitter a fost publicat un videoclip în care tânărul spune mai întâi că înregistrează un video feroce cu un bebeluș dezbrăcat pe care îl bat jocorește. Imaginile au fost difuzate pe darknet chiar de militar care le-a trimis și unui prieten din Rusia și despre ele se spune că sunt filmate în Ucraina, iar victima este o fetiță de doar un an pe care, după abuz, Bicicov ar fi împușcat-o. Utilizatorii de limbă rusă sau ucraineană de pe Twitter au viralizat fotografia soldatului și informații despre el, precum și imagini din videurile filmate de acesta. Nu există confirmări oficiale despre reținerea sa, nici despre abuzurile sexuale din Ucraina. De asemenea, mai mulți copii ucraineni au fost violați de militarii ruși. S-a întâmplat în Bucea. O fată de 14 ani a fost violată de 5 militari. A rămas însărcinată. Un băiat de 11 ani a fost violată de soldații ruși în fața mamei sale. Aceasta a fost legată de un scaun și obligată să privească.